Sunt la școală. Avem pauză. Așteptăm să intrăm la ora de informatică. Și observ ceva foarte dubios la colegii mei. Adică ceva normal pentru ei, numai că pentru mine mi s-a părut foarte dubios. Toată lumea, efectiv toată lumea, nici nu glumesc, ținea în mână un telefon sau efectiv umbla pe telefon. Toată lumea. M-am uitat special la toată lumea să văd dacă avea un telefon în mână sau efectiv folosea unul și toată lumea folosea unul. Și asta m-a făcut pe mine să mă întreb. Lumea își dă timp să gândească? Să-și asculte creierul în așa fel încât să poată să se concentreze, să poată să colaboreze cu, cu corpul lor în loc să stea împotriva lui să-și facă rău non-stop? Nimeni nu face asta toată lumea se distrage non-stop pentru ceva gratificare instantă, pentru o mică plăcere aici, un râset aici, un zâmbet aici, ca mai apoi să afli că toată viața ta ți-ai pierdut-o. Ți-ai irosit toată viața făcând asta, distrăgându-te cu aia, cu aia, cu telefonul, cu TikTok-ul, cu social media, cu băiatul ăla pe YouTube, cu fata aia cu care ai vorbit, să te distragi non-stop acasă când ai venit te simțeai când ai venit acasă nu puteai să te gândești la altceva decât la ce s-a întâmplat înainte, nu puteai să fii prezent acasă cu nicio distracție nu puteai să fii prezent trebuia non-stop să te distragi cu un TikTok, un Instagram un Discord, un joc video Este deja dubios în lumea modernă să rămâi singur, să stai și să îți asculți creierul, să vezi ce are de spus, că poate îți spune ceva important. Gândește-te cât de rar a devenit abilitatea de a fi atent, de a te putea concentra. A fost un studiu realizat căci că atenția ca noastră, ca oameni, este mai slabă ca unui, a unui peștișor auriu. Un peștișor auriu de 5 cm se poate concentra mai mult decât se poate concentra un om normal în lumea noastră modernă. Este chiar umilitor. Nu ne putem concentra mai mult de 8 secunde, aparent. La 8 secunde creierul nostru deja cere ceva nou, vrea altceva, s-a săturat de TikTok-ul ăsta, s-a de persoana asta, s-a de jocul ăsta, vrea altceva, și după dopamină, 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 la un moment dat, linia ta de bază e așa jos încât îți trebuie super, super stimulări. Îți trebuie să bași la păcănele, să te uiți la ceva filme porno extraordinar de dubioase. Îți trebuie jocuri foarte, foarte stimulante. Păcănelele te stimulează pe tine. Nu te mai stimulează jocurile video. Păcănelele. Să apeși, să apeși, să apeși și apoi să-ți dea Nimic. Să-ți dea mai multă depresie. Nu ai, nu ai suficientă capacitate mentală pentru orice. Ai o capacitate mentală limitată în creierul tău. Iar tu, dacă nu o folosești cum trebuie, creierul tău va fi plin cu prostii. Va fi plin cu lucruri inutile. Eu, spre exemplu, simt foarte mult diferența asta, deoarece. Capul meu cred că este destul de plin. Îl simt mai ales, de exemplu, în ultimele câteva zile n-am fost la sală și pur și simplu am simțit cum claritatea mea mentală este mai bună. Am putut gândi mai limpede, să-mi fac temele mult mai ușor, să fac un script mult mai ușor, să meditez mult mai ușor. Era o plăcere. Nu trebuia să mă mai bat non-stop cu gânduri pur și simplu am simțit cum mai aveam spațiu liber în creier și pentru altceva. Simțeam cum pot să folosesc acel spațiu liber pentru al, nu știu, pentru mai multe lucruri productive. Am simțit cum puteam să stau acasă și să simt cum nu vin așa de multe gânduri ca de obicei. Puteam să stau să mă uit pe perete și să nu simt că sunt bombardat de gânduri toată ziua. Știi de la ce vine în prezența și faptul că ești mereu pierdut în gânduri? De la asta. Faptul că capacitatea mentală a creierului tău este foarte, foarte plină. Nu-ți asculti creierul absolut deloc și el vrea, tot vrea să spună ceva, ceva, ceva. Și atunci când ești singur el și nu te distragi, creierul tău îți spune acel ceva. Și odată ce te distrazi, iară creierul tău vine, vine, să adună, să -adună, adună și dintr-o dată îți mai dă unul, îți mai spune ceva, îți mai spune ceva și așa. Tu nu ești prezent absolut deloc. Tu te gândești non-stop la altceva nu te poți concentra în clasă la vocea profesoarei, la ce predă. Nu te poți concentra la munca ta ca să îndeplinești la sală. E nevoie să te uiți pe telefon. Cum te poți antrena la sală dacă tu stai și te uiți pe Instagram? Mai văd să un băiat. Cum te poți antrena când te uiți pe Instagram. Nu știu, așa m-am învățat. De asta nu e un răspuns. De aceea recomand cartea Esențialismul de Mac de Greg McKeown. McKeown, cred că așa se pronunță. Este o carte foarte bună pentru esențialism, pentru stabilirea obiectivelor, pentru a învăța să spui nu, pentru atitudinea unui esențialist, să-ți alegi lucrurile esențiale și să poți să înfrunți faptul că, băi, asta nu este esențial pentru mine, n-am ce căuta Iona, face asta. Pe scurt, ce înseamnă să fii esențialist? Înseamnă să-ți alegi niște scopuri, obiective, să-ți stabilești niște obiective pentru acele scopuri și să avansezi spre ele. Simplu. Chiar am, am aici în jurnal. Stați puțin. Am aici esențialismul. Asta este desenul pe care o să-l găsești și în carte. Ai, aici e școala pe care am încercat să o completez din câte observi. Am completat școala, Aproape am completat-o. Este exact ce spune și băiatul ăla. Și aici avem esențialistul. Avem trei lucruri. Muncă, sănătate și conexiuni sociale. Trei lucruri și poți să avansezi la o, la o înălțime mult mai mare ca aici la școală, unde sunt foarte puține, foarte și săgeata. Adică avansezi într-un milion de direcții cu un milimetru. Este foarte, foarte puțin și nesemnificativ. precis când îți alegi lucrurile esențialist. Cum ar fi munca ta. La categoria munca ta, ce poți să spui ca obiective? Păi să zicem, note mari pentru a-ți bucura părinții și a lua bursă. Apoi, poate vrei să faci la sală PR. Vrei să faci PR la bench press 100 până la finalul anului. Poate vrei să începi să mergi 6 zile pe săptămână la sală. Poate vrei să mai scazi din zilele de pe săptămână la sală și să-ți optimizezi antrenamentul așa fel încât să păstrezi eficiența. Setează-ți niște obiective, poate vrei să înveți despre anumite lucruri, poate vrei să citești o carte pe săptămână și se puneți acolo, în obiectivele tale. Fi destul de precis, dar nu e foarte precis cum ar fi, o, oh, vreau să fiu bogat, ci mai degrabă pune task care te va face să fii bogat. Pui acolo munca ta și pui task care te va face bogat. Spre exemplu, citesc o carte pe săptămână despre educație financiară sau business sau dezvoltarea personală sau ce dorești tu. Și nu te grăbi în a le alege. Deoare, pune-le acolo, totuși dacă le-ai ales, pune-le și păstrează-le acolo, însă o dată pe săptămână revizuiește-le. Vezi dacă mai sunt valide, ceea ce ai de scos, scoate, ce mai ai de băgat, adaugă. Dar nu băga mai mult de 5 obiective per categorie foarte important, deoarece dacă deja bagi o grămadă, încep să avansezi mult mai puțin în fiecare. E bine să ai cât mai puține și să avansezi cât mai mult în ele. Și bineînțeles trebuie alese cu cap, asta e toată ideea. Odată ce ți-ai ales lucrurile tale esențiale, poți să să-ți crezi și o rutină pentru acele lucruri esențiale, asta îmi place mie să fac. Am aici, am recreat-o special pentru acest orar de la școală și avansează spre ele. Asta e tot ce am de spus. Avansează spre ele, setează ți-le, setează obiective, caut de caută de fapt nu. caută scopurile prima dată, setează ți obiectivele și avansează spre ele, spune nu lucrurilor care nu sunt pe lista aceea. A, vrei să ieși în oraș cu prietenii tăi? Păi să vedem, e pe lista lucrurilor esențiale? Nu este. Afară. Ce, ce cauți acolo? E foarte simplu. Și o să vezi că chiar este mult mai distractiv să avansezi spre ele și să vezi cu munca ta de rezultate decât să bei o sticlă de whisky. Cam asta am avut de spus în acest video. Sper că ți-a plăcut acest video și ai învățat ceva nou. Recomand să citești cartea Esențialismul, te rog frumos. Dacă mai vrei să vezi video de la un YouTuber neconvențional ca și mine, te-aș ruga să dai un subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Dacă vrei să mai ai sfaturi de la mine, ai link în descriere Discord, acolo vă poți întreba cu ce problemă te confrunți și o să-ți dau un sfat. Ai link în descriere cu un apel video de 30 de minute de introducere prin care facem cunoștință, stabilim dacă să lucrăm împreună, cu ce te putem ajuta și te aștept acolo. Ult și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.